ne-am lăcărit, am dus apa, am cărat, am investit și acum ce facem? Și dacă nu veți putea vinde, nu o să aveți unde vinde marketul. Alte soluții nu avem, doar la piață. Marketuri străini duc și noi ce facem cu noastră? Și ce v-a spus domnul prefect astăzi? Să mergem la domn primar. Domn primar ne trimite la domn prefect și tot așa mai departe. Ne împing unul în dreapta, unul în stânga. De la unul la alta. Noi ce și ce veți face în situația asta? Nu avem un venit, un salar, nimic. Ce facem cu copiii noștri? Dar noi până aici am investit atâția bani să ajungem aici, la piață, cu marfa. Și ce veți face? Ce soluție ați găsit? Noi așteptăm. Ar fi ei să se depui de acord ca să putem face, să deschide geamurile. Sunt 6-7 uși, să deschide, să facă ceva. Ca să ne dea voie să funcționăm. El, nu primarul de vină. Dar ce v-a spus astăzi domnul prefect? Domnul prefect, să mergem la domnul primar. Și domnul primar i-a arătat în scris ce ar trebui făcut. Să deschidă geamuri, să pună dezinfectant, exact, să pună coboare. Și domnul prefect nu vrea. Nu vrea domnul prefect, că domnul prefect are 150 de milioane salari și eu am doi copii și m-a lăsat fără să... Îi cumpăr, cum a zis doamna, laptop, că îmi trebuie bani să cumpăr laptop. Doamna mea e farmacist, în farmacia, în hala de carne, da? Păi da, a venit la lucru, cum să intre dacă e închisă hala? O rămas și ea fără serviciu. Fără serviciu. Ce face? Și aveți ce copii? Penelist amărât. Să facă schimb marte, domnule, cu temperatură, cu dezinfectant, cu așa. Deci nu suntem așa aglomerați, suntem 7 persoane, aici 10 acolo. Deci nu suntem, nu se aglomerează hala.